1 Corinteni, capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Mă rog Domnului, în această seară, în timpul scurt care a rămas, a fost un timp mai lung de muzică, am încercat să-i acomodăm pe toți, Domnul să dea un har special peste mine și peste dumneavoastră, pentru ca inima noastră să fie inundată de autoritatea Evangheliei lui Iisus Hristos. În seara aceasta am pe inima mea de câteva săptămâni să vă spun un cuvânt pe care l-am numit infinitul limitat al libertății. Libertatea a fost și rămâne unul dintre marile vise ale oamenilor. Iar prețul plătit pentru câștigarea și mai ales pentru păstrarea ei este uriaș. Atunci când vorbim despre libertate la modul general, dar despre libertate creștină, spirituală, despre libertate de conștiință în mod special, discutăm despre un subiect flexibil, relativ, diferit interpretat în biserică, un subiect discutabil care pendulează între legalism și libertinaj. Prima întrebare la care trebuie să răspundem este următoarea. Libertatea creștină este infinită sau limitată? Dacă este infinită, subiectul este epuizat. Dacă este limitată, o a doua întrebare se pune. Cine sau ce limitează libertatea? Haideți să vorbim puțin despre elementele care le implică acest subiect. Subiectul libertății, așa cum este el tratat în Biblie, implică câteva elemente pe care noi trebuie să le înțelegem. Primul este împărăția lui Dumnezeu. Atunci când vorbim despre libertate creștină, trebuie să cunoaștem conceptul împărăția lui Dumnezeu. Al doilea este societatea în care noi trăim. Este adevărat că prin credință, din punct de vedere spiritual, trăim în împărăția lui Dumnezeu, dar fizic, practic, noi trăim în societatea aceasta umană. Al treilea element este biserica din Corint, pentru că eu am luat biserica din Corint ca pe un exemplu la care să fac referire și cu care să comparăm libertatea creștină din vremea noastră. Al patrulea este apostolul Pavel, ca un exponent, ca un trimis al lui Dumnezeu, care clarifică această problemă pentru noi. Și acum iau aceste elemente pe rând să spun câteva lucruri despre ele. Avem nevoie, când vorbim despre subiectul acesta, să fim deja în urma unei introduceri în care am așezat ceva la bază, bază pe care vom clădi înțelegerea și explicarea subiectului. Revenim la împărăția lui Dumnezeu ca unul dintre elementele componente din subiect. Împărăția lui Dumnezeu este o entitate sfântă, spirituală, este absolut echilibrată, ea îl înalță pe Dumnezeu, proclamă sfințenia și neprihănirea lui Dumnezeu. Condiția pentru ca oamenii din lumea păcatului să intre în împărăția lui Dumnezeu este neapărat pocăința, dar o pocăință dovedită de transformare, transformarea vieții. Este neapărat sfințenia și imitarea lui Iisus Hristos. Cine el nu limită pe Iisus Hristos, nu poate fi cu Iisus Hristos. Al doilea element este societatea de care vorbeam. Acum, eu am să vorbesc mai întâi despre societatea pe care o prezintă scrisoarea lui Pavel către Corint. Pentru că acolo tratează Pavel subiectul și mai întâi noi trebuie să-l înțelegem acolo și mai apoi să-l aducem în societatea noastră, care veți constata că e absolut asemănătoare. Societatea greacă sau grecească este prezentată ca fiind o societate sufocată de umanism, ca și societatea în care trăim noi. Este o societate filozofică, o societate libertină, o societate destrăbălată, care îl sfidează pe Dumnezeu și se împotrivește voiei sale.
Ideea de bază în cultura greacă era că omul este măsura tuturor lucrurilor. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Nimic nu e mai mare decât omul. Nimic nu e mai important decât omul. Toate lucrurile sunt importante, dar omul excelează în importanță. El este în centrul. El este măsura tuturor lucrurilor. Aceasta era mentalitatea în societatea greacă. Toate lucrurile care sunt în jurul lui se subordonează lui. Iar pe om nu are nimeni și nimic dreptul să-l constrângă. El este suficient pentru sine și nu poate fi silit să dea socoteală nimănui în nicio situație. Pentru că aceasta era ideea din societatea greacă, oamenii din acea societate își asumau o libertate fără limite. Grecii declarau că toate lucrurile sunt permise, dacă omul e cel mai important, nimic nu poate fi interzis pentru om. Absolut toate lucrurile sunt permise. Era doctrina libertății fără limite și a emancipării umane. Mergând la biserica din orașul acesta, vom constata că această biserică e prezentată ca o biserică dezbinată și divizată și foarte tolerantă cu imoralitatea. Biserica aceasta nu milita pentru sau împotriva păcatului și pentru neprihănire, ci era o biserică foarte tolerantă cu păcatul. Vedea păcatul și nu zicea nimic, pentru că nu-i dureau pe ei, îl durea doar pe Dumnezeu. Biserica aceasta era compusă în cea mai mare parte din membri, oameni, care deși pretindeau că sunt pocăiți, nu erau transformați. Adică pocăința era acceptată de ei ca și concept teoretic, dar viața lor nu trăda pocăința. Ei erau tot niște oameni vechi, nu erau născuți din nou, comportamentul lor era vechi și păcătos, măcar că ei pretindeau pocăința. Ei trăiau în continuare după principiile lumii, nu după principiile lui Dumnezeu. În viața lor nu era aproape nimic schimbat. Erau doar niște oameni care și-au mutat locul din restaurante și alte locuri asemănătoare în biserică. Dar comportamentul lor era la fel. Nu se numește pocăință că te muți din restaurant în biserică. Se numește pocăință când îți schimbi viața. Intenția lui Pavel este să corecteze orientarea și viața spirituală a acestei biserici, care era afectată foarte mult de societatea libertății păcătoase din oraș. El cunoștea bine modul de viață grecesc, care era determinat de filozofie, de umanism. Cunoștea de asemenea neputința bisericii de a ieși de sub această influență a orașului, așezându-se sub autoritatea lui Isus. Pavel identifică în viața spirituală a bisericii următoarele influențe păgâne. Și dumneavoastră acum vă rog frumos să încercați să le identificați în societatea în care noi trăim, făcând o comparație ca și aplicație practică. 1. În biserica din Corint, un oraș din Grecia, divizările și partidele din biserică arătau obiceiul bolnav al grecilor de a se diviza în tot felul de școli de gândire. Filozofia grecească presupunea foarte multe școli de gândire și fiecare grup de greci se localiza într-o astfel de școală de gândire și se divizau între ei. Ei, oamenii ăștia când au ieșit din societate și au intrat în biserică, au rămas cu obiceiul de a fi unul al lui Socrate, unul al lui Aristotel, unul al lui Seneca, decât că au schimbat numele, Pavel, Chifa, Apollo. Ei aveau obiceiul să trăiască în grupulețe și în partide care stau în conflict unele cu altele. Au ieșit din lume, dar a rămas spiritul de partid în ei. Și erau făcute echipe și se certau între ei. Nu se suportau. Aveau o concurență nesănătoasă. 2. Toleranța exagerată cu păcatul, lipsa de disciplină și de disciplinare din biserică, arăta modul de viață tolerant cu păcatul din oraș și imoralitatea cu care erau obișnuiți. Ei au venit în biserică, dar n-au știut că trebuie să-și schimbe viața. Au rămas supuși moralității din oraș. Ori templele din Grecia practicau desfrâul public ca acte de închinare păgână.
3. Judecățile publice și conflictele dintre frați. E nevoie să vină Pavel și să spună: fraților, nu vă mai duceți la judecătoria din oraș să vă judece pe voi între frați, că nu se face asta. Să vă duceți voi la cei nenăscuți din nou să vă facă dreptate. Nu e nimeni înțelept între voi. De ce se duceau ei acolo? Se duceau acolo pentru că înfruntarea școlilor de logică, înfruntarea școlilor filozofice devenise un fel de amuzament public. Adică filozofii vremii care făceau slujba de avocați se întreceau unii cu alții reprezentând anumite cauze și ăsta devenise un fel de joc, un fel de amuzament public. Ei, acum și ei în biserică au intrat, dar cu obiceiul ăsta. Și acum cu lucrurile din biserică se duceau tot la filozof să-i descânte și să-i rezolve. De aceea Pavel spune: e rușinos că voi vă duceți tot la cei născuți din nou. Voi care pretindeți că aveți înțelepciunea lui Dumnezeu, cum vă duceți la oamenii care știți că n-o au? 4. Păcatul care își făcuse loc în biserică este foarte condamnat de Pavel, pentru că Pavel vede niște oameni care au venit în biserică, dar care nu trăiesc ca și Hristos, Domnul bisericii. Ei vin în biserică ca și persoană fizică, dar ei nu simt că au vreo obligație la biserică. Ei nu simt că au vreo responsabilitate față de biserică. Ei, dacă vor, vin, dacă nu, nu. Ei vin la biserică ca la teatru, se uită, evaluează și n-au nicio obligație. Ei nu trebuie să se pocăiască, ei nu trebuie să se schimbe, ei nu trebuie să se jertfească, ei nu trebuie să se disciplineze, ei nu trebuie să se supună rânduielilor bisericii. Nu, ce când te duci la teatru ai vreo obligație? N-ai nicio obligație. Când te duci la cinema ai vreo obligație? N-ai nicio obligație. Dar la biserică de ce să ai? E un loc public unde mergem să ne delectăm. E duminică seara, vrem să ne aerisim. 5. Dezmățul manifestat la cina Domnului reflectă tendința banchetelor grecești și ale practicilor religioase păgâne din temple, pe care oamenii aceștia le-au practicat o viață întreagă. Și acum când se mută în biserică, se mută cu obiceiurile astea. Și ei cred că cina Domnului e unul dintre banchetele pe care le făceau ei dată prin tot felul de temple păgâne. 6. Lipsa de iubire dintre frați este foarte atacată de Pavel și este singurul subiect din Biblie care este sistematizat și tratat într-un capitol pus întreg, în bloc. 7. Neacceptarea adevărurilor despre învierea din morți demonstrează influența materialistă, că omul cât trăiește, trăiește, după ce a murit e bun mort. Fă ce vrei, cât miști, că după ce mai miști, nu mai miști. E bine, apostolul Pavel se simte responsabil față de această biserică care, deși nu se mai adună în templele păgâne și vine într-un loc unde cheamă prezența Domnului, oamenii aceștia trăiau la fel ca înainte să se pocăiască. În viața lor nu se întâmplase înnoirea spirituală, nu avusese loc nașterea din nou. Ei nu experimentase puterea lui Dumnezeu de transformare, gândeau tot firește, se certau între ei ca și înainte. Manifestau imoralitate ca și înainte. Și Pavel se simte ofensat. Îl doare lipsa de glorie pe care Dumnezeu nu poate lua de la ei. Pavel este prezentat ca fiind în cunoștință de cauză despre gândirea lumii grecești, despre conceptele religioase evreiești, despre perspectivele Imperiului Roman care domina la vremea aceea, despre idealurile filozofiei care lua mințile oamenilor, despre supremația, dar și despre supremația lui Iisus Hristos, care intra în conflict cu toate celelalte curente ale lumii. Ei bine, făcând o introducere, ca să ne putem da seama despre de ce Pavel vine să spună toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. De ce spune Pavel asta? Când noi luăm aceste propoziții, aceste versete din Biblie, și vrem să le înțelegem abstract, așezându-le așa pur și simplu în aer,
riscăm să dăm tot felul de interpretări care nu sunt ceea ce a vrut Pavel să spună. Dar când așezăm aceste versete în tot ceea ce am spus până acum, atunci înțelegem următorul lucru. Pavel vine în Grecia și peste tot, și în afara bisericii și în biserică, aude următorul lucru. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. De ce spuneau ei asta? Pentru că ei știau că omul este Dumnezeu. Omul e măsura tuturor lucrurilor. Omul e moțul. Omul e totul. Și acum Pavel îi ia de aici, de unde sunt ei. Și el spune următorul lucru. Da, este adevărat. Toate lucrurile sunt îngăduite. Și grecii spun, oh, foarte bine, și tu spui ca noi. Păi înseamnă că suntem la fel. Înseamnă că suntem prieteni. Și tu spui la fel, Pavele, noi credeam că tu ai de spus lucruri diferite, dar vedem că nu spui lucruri diferite. Noi spunem, toate lucrurile sunt îngăduite, tu spui, toate lucrurile sunt îngăduite, înseamnă că mesajul pe care noi îl proclamăm e asemănător. Înseamnă că între creștinismul tău și între filozofia noastră nu e nicio diferență. Dar Pavel, la început, nu s-a arătat în opoziție cu ei ca să-i câștige. Și în introducere începe ca ei, dar în cuprins și în încheiere. Biblia ne spune despre acești oameni că trăiau în biserică, dar ca lumea, timp în care biserica este locul unde oamenii trăiesc în lume, dar nu ca lumea. Așa cum este un vapor, el trăiește în apă, dar dacă apa intră în vapor, el devine epavă. Vaporul e vapor atâta timp cât e în apă, dar dacă apa intră în vapor, el se numește epavă, se duce la fund. Atâta timp cât biserica e în lume, e în regulă, dar atunci când lumea intră în biserică, biserica aceea se numește, cum vreți, organizație religioasă de care doriți. Biserica lui Dumnezeu nu-i caracterizată de bani, nu-i caracterizată neapărat de talente, nu-i caracterizată de proprietăți, e caracterizată de sfințenie. Asta a adus Iisus Hristos când a venit pe pământ. Dacă vrea să aducă bani, el ar fi adus bani. Dacă vrea să aducă licențe, ar fi adus licențe. Dacă vrea să aducă poziții, le-ar fi adus. El însuși spune despre sine, n-am nici măcar un loc unde să-mi aplec capul. El un singur lucru a spus, pocăiți-vă, 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 pocăiți-vă. Asta spune cel care merge înaintea lui, asta spune el. Pocăiți-vă pentru că vine împărăția lui Dumnezeu și asta presupune o judecată. Ei bine, Pavel tot timpul aude în Grecia, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, fac ce vreau. Și se duce și el la biserică și spune următorul lucru. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar... Și acest dar este subiectul predicii mele din seara asta. Dar ce? Ascultați-mă, dragi tineri. Toate lucrurile vă sunt îngăduite. Toate. Toate? Da, toate. Exact toate. Toate? Absolut toate. Ce spune Pavel? Toate lucrurile vă sunt îngăduite. Tot, absolut tot, de la minus până la plus infinit. Totul e îngăduit. Dar ce? Toate lucrurile sunt îngăduite, în primul rând, omului care se așează sub autoritatea lui Iisus Hristos. Observați ce spune Pavel în capitolul 3 din versetul 22. Toate lucrurile sunt îngăduite și sunt ale voastre, dar voi sunteți ai lui Iisus Hristos. Deci toate lucrurile sunt îngăduite și sunt ale voastre în momentul în care voi declarați că sunteți ai lui Iisus Hristos. Toate lucrurile acestea sunt proprietatea voastră atâta timp cât voi sunteți proprietatea lui Iisus Hristos. Numai un astfel de om poate să intre în posesia acestei libertăți nelimitate, toate lucrurile. În momentul în care el însuși se așează în mod voluntar, personal și conștient sub autoritatea lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel tratează mai întâi poziția și relația credinciosului cu Hristos, nu cu lucrurile. Deci, în primul rând, Pavel îl ia pe grec
Și nu-l pune în relația cu lucrurile cum îi plăcea lui, toate îmi sunt îngăduite. Îl pune mai întâi în relația cu Hristos și îi spune, tu ești sub autoritatea lui Iisus Hristos. E, acum o să vezi tu că în ciuda faptului că toate lucrurile sunt îngăduite, pe unele nu mai ți le permiți. De ce? Pentru că ții la relația cu Iisus Hristos. Până să ne căsătorim, ne-am permis multe. De ce? Eram liberi. Când am devenit ocupați prin căsătorie, dintr-o dată, noi înșine ne-am limitat permisivitatea la o grămadă de lucruri. Fiind căsătorit, nu-ți mai poți permite să. Nu pentru că nu te lasă poliția, George Bush sau altcineva, ci pentru că statutul pe care îl ai acum, ești al cuiva, ești un om ocupat, nu mai ești liber. Aduceți-vă aminte de restaurantul ăla din downtown cu cartonașul verde-roșu. Îl pui pe verde, tăbară pe tine cu tot felul de cărnuri fripte. Îl pui pe roșu, nu mai trece nimeni pe acolo. Ești ocupat, nu-ți mai trebuie. Atunci când ești căsătorit, o grămadă de lucruri nu mai ți le permiți. De ce? Ai devenit proprietatea unei persoane cu care ai intrat prin legământul căsătoriei. În momentul în care n-ai niciun Dumnezeu, dacă vrei să te droghezi, ce-s banii dumitale, faci ce vrei cu ei. Dacă vrei să bei, să fumezi, ți-s banii dumitale, faci ce vrei cu ei. În momentul în care accepți domnia lui Iisus Hristos, pentru că ții la relația cu El, nu mai îți permiți orice. Tu nu-ți permiți. Pavel nu contrazice conceptul lor în aparență. El spune filozofilor, toate lucrurile sunt îngăduite, dar, în al doilea rând, toate lucrurile sunt îngăduite omului duhovnicesc. Omul duhovnicesc va lupta pentru împărăția spirituală în care a intrat. 1 Corinteni 2:15. Omul duhovnicesc poate să judece tot. Omul firesc nu poate el să înțelege de ce trebuie să renunțe la țigări. Dar ce-i, domne, rău în țigări? Nu poate să înțeleagă de ce trebuie să renunțe la aventuri amoroase extramaritale. De ce? Cui face rău? Nu poate să înțeleagă de ce trebuie să renunțe la alte forme de destrăbălare și păcat. El cu mintea lui firească, care e sprijinită pe valori păcătoase și firești, el nu poate să înțeleagă de ce. Dar când Hristos intră în mintea lui, când Evanghelia intră în mintea lui, când Duhul Sfânt intră în mintea lui, atunci el înțelege noțiunea de păcat și tragedia păcatului. Înțelege noțiunea de sfințenie și cât l-a costat pe Hristos să ne o aducă. Înțelege diferența dintre rai și iad și înțelege că numai aruncându-se în brațele lui Iisus Hristos are șansa să nu mai meargă în iad. Pentru că Iisus Hristos, în calitate de avocat, mijlocește în fața lui Dumnezeu în calitate de judecător. Și atunci omul ăsta cu o minte duhovnicească spune, Doamne, dar cum mi-am permis eu să fac atâtea păcate lovindu-te pe tine peste obraz cu ele? Doamne, iartă-mă, te rog. Și restul vieții și-l plânge în rugăciune spunând, Doamne, mă simt așa de vinovat. Și acum nu mai face multe dintre lucrurile care le făcea înainte. Atunci când le făcea se simțea bine. Acum după ce nu le mai face se simte vinovat. Care e diferența? Acum gândește duhovnicește. Degeaba luăm pe cineva din biserică, pe care îl vedem că își permite libertăți păcătoase și îi spunem, ăsta-i păcat. El se uită la tine și spune, pentru mine nu-i păcat. Pentru că el gândește cu o minte firească. Dacă el ar avea o minte duhovnicească, el s-ar schimba. De ce nu mai consumi alcool acum? Spune-mi de ce nu mai consumi alcool. Spune-mi de ce nu te mai duci la destrăbălările la care erai înainte să te convertești. Spune-mi de ce nu-ți mai permis nebuniile și ghidușiile pe care ți le-ai permis înainte să te întorci la Domnul. De ce? Ai putea să ți le permiți, acum ai și mai multe posibilități. Este aici ceva înăuntru, o facultate numită conștiința, care fiind luminată de Duhul Sfânt, glasul ei îți spune, hei, stop, înapoi. Și singur te oprești de la lucrurile unde alergai altădată. Acum ești un om duhovnicesc. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar ultimul lucru pe care vreau să-l spun în încheiere, toate lucrurile sunt îngăduite, în primul rând omului care se așează sub autoritatea lui Iisus Hristos, omului care se așează sub autoritatea Duhului Sfânt și devine duhovnicesc, și omului care se așează sub autoritatea Bibliei. Omul acesta e liber. De ce e liber? Trece pe lângă cârciumă
și nu mai este robit să intre înăuntru, vrea, nu vrea. Aduceți-vă aminte cei care nu v-ați născut într-o familie unde ați fost învățați lucrurile acestea și ați trăit în lume o vreme. Și v-ați convertit, v-ați născut din nou, v-ați pocăit la o anumită vârstă, 20-30 de ani. Și ați fost dependenți de alcool, de țigări sau de alte păcate. Aduceți-vă aminte că doreați să vă lăsați și nu puteați. Făceai eforturi, promiteai, făceai jurăminte, tot felul de promisiuni și nu te puteai lăsa. De ce? Pentru că puterea păcatului lucra în tine și era mai mare decât promisiunea pe care o faci. Când a venit autoritatea lui Iisus Hristos, când a venit autoritatea Duhului Sfânt și când a venit autoritatea Evangheliei lui Dumnezeu, dintr-o dată ai primit niște resurse care depășesc resursele proprii, omenești și limitate. Și te-ai trezit pus în situația unui om care nu mai e dependent de ce e rea. Nu-i mai tremură mâna cu țigarea, cu alcoolul și cu jocurile de noroc. Nu mai intră pe computer după prostii, ci după lucruri serioase. De ce? Pentru că mintea lui e luminată de prezența lui Iisus, de prezența Duhului Sfânt și de prezența Evangheliei. Și acum în încheiere revin la versetul cu care am început. Atunci când te subordonezi Bibliei, Biblia te pune în fața la trei examene. În legătură cu libertatea religioasă, libertatea creștină, libertatea de conștiință. Și uitați care sunt aceste trei examene. Primul este examenul maturității spirituale. Pavel spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Eu nu mă uit la ce mi-e îngăduit, ci eu mă uit la ce mie de folos. Dacă nu mi-e de folos, nu-mi permit, nici nu mă gândesc la lucrul ăla. Îmi e îngăduit, dar nu mi-e de folos. 2. Examenul autorității spirituale. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Dacă văd că un anumit obicei pe care l-am făcut, un anumit lucru pe care l-am făcut odată, să zicem, m-am uitat la televizor și realizez acum că cum mă duc acasă, altceva nu mai pot să fac decât să mă uit la televizor. Uite, așa stau de la 5 până la 2 dimineața. Și când frații deschid ora de rugăciune aici, eu dorm dus, că nu vă supărați, dacă am fost schimbul 3 azi noapte, cum să mai vin la biserică? Și când vin seara la biserică, îmi vine în capă numai John Wayne, numai Tarzan, numai Schwarzenegger, numai Van Damme, numai Rambo, ce am văzut toată noaptea. Bobby visezi. Eu sunt intoxicat cu lucrurile acestea. E bine, și nu mai pot scăpa de asta. Cum mă duc acasă la Dagon? Poc! Zeul filistenilor, poc! Și săr 70-80 de pași, cât am posibilitatea. Și nu mi-ajunge, mai trag un cablu. Păi ce? Nu poți să fii pocăiș așa? Ba da, frate, cine te oprește? Toate lucrurile sunt îngăduite. Al treilea examen este examenul influenței sociale. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și acum haideți să spunem câteva lucruri despre fiecare. Primul examen. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Asta este maturitatea mea spirituală. Termenul acesta face referire nu la ce fac eu, ci la ce sunt eu. Astăzi se vorbește foarte mult despre ce poți dobândi, dar nu despre ce poți deveni. Pavel se așează pe sine în centrul universului și spune, alături de greci, ca mai târziu să le poată spune adevărul, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Multe dintre lucrurile pe care eu le-aș putea face sau avea, nu mi-aduc niciun profit. Ce profit poate să aducă o formă de destrăbălare și de păcat? Pavel, nu uitați, gândește duhovnicește acum, nu firește. El gândește în perspectiva împărăției lui Dumnezeu și spune, credinciosul e născut din nou. Ce avantaj spiritual ai când te uiți la un film cu imagini murdare? Vrei să te rogi a doua zi și nu mai poți, pentru că numai imaginile alea îți vin în minte. Vrei să te duci la stăruință și te duci, dar nu poți să te rogi, pentru că numai imaginile alea îți vin în minte. Vrei să citești Biblia și nu citești două vorbe dintr-un verset, că te trezești
că îți vine în minte filmul ăla. Ce folos ai din ce ai văzut? N-ai niciun folos. Îți este îngăduit, dar tu trebuie să recunoști că n-ai niciun folos. Există foarte multe lucruri pe care noi le putem face în Chicago, dar nu ne aduc niciun folos personal. Întotdeauna trebuie să ne gândim așa. Lucrul acesta pe care pot să-l fac, lucrurile murdare de pe internet, nopțile pierdute în downtown, minciunile și toate formele de păcat, ar trebui să le evaluăm prin prisma următoarei întrebări. Mă ajută pe mine lucrul acesta să mă apropii de Dumnezeu sau nu? Îmi e de vreun folos spiritual? Nu, nu-l fac. Poate să-l facă toți colegii mei, poate să-l facă fratele meu, poate să-l facă colegii mei de la orchestră, fanfară, cor sau de la grupul de închinare, poate să-l facă oricine, eu nu-l fac. De ce? Nu mă ajută, nu-mi bagă niciun ban în buzunar. De spiritual nu mă ajută lucrul acesta. Eu nu mă opresc doar la lucrurile pe care poliția nu mă lasă să le fac, ci eu mă opresc la lucrurile care nu-mi sunt de folos. Eu am minte și mi-o folosesc și mă întreb așa, Luigi, lucrul acesta ți este de vreun folos? Nu, atunci nu-l fac. Dar l-ați îngăduit. Știu că mi-e îngăduit, dar eu singur nu mi-l permit că nu mi-e de folos. Ce gândire duhovnicească. Asta învață Pavel pe greci. Nu aștepta să vină păstorul după tine și să mă, hei, iar ai făcut lucrul ăla. Trebuie să punem 600 de păstori aici. Conștiința mea pune următoarea întrebare. Lucrul acesta mi este de folos spiritual? Cresc eu spiritual? Nu, nu-l fac. Pentru că singurul lucru pe care l-am în vedere este să devină asemenea lui Iisus Hristos. Păi mulți dintre noi vor să devină asemenea lui Michael Jackson. N-ați văzut că părul și-l fac ca ei? Sau ca el? Ca el își fac ciufu, ca el își se îmbracă. Să nu intru în amănunte. Al doilea lucru este examenul autorității spirituale. Pavel spune, toate lucrurile le poți face, dar ai grijă că multe lucruri pe care le faci pun stăpânire pe tine, se creează automatism comportamental, adică îți devine obicei și nu te mai poți lăsa de el. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu trebuie să mă așez sub autoritatea și sub influența lor. Eu trebuie să fiu stăpânul lor, nu ele să mă stăpânească pe mine. Cine este stăpânul pentru un fumător? Țigarea sau fumătorul? Țigarea. Cine este stăpânul pentru un bețiv? Alcoolul sau bețivul? Alcoolul. Cine este stăpânul pentru un dependent de nu mai știu ce formă de păcat? Păcătosul sau forma de păcat? Forma de păcat. Cum a ajuns la această robie spirituală? Știți cum? Când eram în clasa 8-a, în zona în care eu m-am născut, nu exista nicio soi de biserică și nicio formă de evanghelie. Și colegul meu care era mai mare, era un băiat foarte puternic, și eu eram frapat de băieții puternici pentru că eu eram în partea cealaltă, ăsta fuma. Țin minte și acum de parcă ar fi fost ieri. Fuma țigări aroma. Și într-o zi mi-a dat și mie una. Am tușit, cred că până seara, găduit, și eu mă uit la ce mie de folos. Dacă nu mi-e de folos, nu mi-e de folos, nu-mi permit, nici nu mă gândesc la lucrul ăla. Îmi e îngăduit, dar nu mi-e de folos. 2. Examenul autorității spirituale. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine. Dacă văd că un anumit obicei pe care l-am făcut, un anumit lucru pe care l-am făcut odată, să zicem, m-am uitat la televizor și realizez acum că cum mă duc acasă, altceva nu mai pot să fac decât să mă uit la televizor. Uite așa stau de la 5 până la 2 dimineața. Și când frații deschid ora de rugăciune aici, eu dorm dus, că nu vă supărați dacă am fost schimbul 3 azi noapte, cum să mai vin la biserică. Și când vin seara la biserică, îmi vine în capă numai John Wayne, numai Tarzan, numai Schwarzenegger, numai Van Damme, numai Rambo, ce am văzut toată noaptea. Bobby vezi, Bobby visezi, Bobby visezi, Bobby vezi. Eu sunt intoxicat cu lucrurile acestea. E bine, și nu mai pot scăpa de asta. Cum mă duc acasă la Dagon? Poc! Zeul filistenilor, poc! Și săr 70-80 de pași, cât am posibilitatea. Și nu mi-ajunge, mai trag un cablu. Păi ce? Nu poți să fii pocăiș așa? Ba da, frate, cine te oprește? Toate lucrurile sunt îngăduite.
Al treilea examen este examenul influenței sociale. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și acum haideți să spunem câteva lucruri despre fiecare. Primul examen. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Asta este maturitatea mea spirituală. Termenul acesta face referire nu la ce fac eu, ci la ce sunt eu. Astăzi se vorbește foarte mult despre ce poți dobândi, dar nu despre ce poți deveni. Pavel se așează pe sine în centrul universului și spune, alături de greci, ca mai târziu să le poată spune adevărul, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Multe dintre lucrurile pe care eu le-aș putea face sau avea, nu mi-aduc niciun profit. Ce profit poate să aducă o formă de destrăbălare și de păcat? Pavel, nu uitați, gândește duhovnicește acum, nu firește. El gândește în perspectiva împărăției lui Dumnezeu și spune, credinciosule născut din nou, ce avantaj spiritual ai când te uiți la un film cu imagini murdare? Vrei să te rogi a doua zi și nu mai poți, pentru că numai imaginile alea îți vin în minte. Vrei să te duci la stăruință și te duci, dar nu poți să te rogi, pentru că numai imaginile alea îți vin în minte. Vrei să citești Biblia și nu citești două vorbe dintr-un verset, că te trezești, că îți vine în minte filmul ăla. Ce folos ai din ce ai văzut? N-ai niciun folos. Îți este îngăduit, dar tu trebuie să recunoști că n-ai niciun folos. Există foarte multe lucruri pe care noi le putem face în Chicago, dar nu ne aduc niciun folos personal. Întotdeauna trebuie să ne gândim așa, lucrul acesta pe care pot să-l fac, lucrurile murdare de pe internet, nopțile pierdute în downtown, minciunile și toate formele de păcat, ar trebui să le evaluăm prin prisma următoarei întrebări. Mă ajută pe mine lucrul acesta să mă apropii de Dumnezeu sau nu? Îmi e de vreun folos spiritual? Nu, nu-l fac. Poate să-l facă toți colegii mei? Poate să-l facă fratele meu, poate să-l facă colegii mei de la orchestră, fanfară, cor sau de la grupul de închinare, poate să-l facă oricine, eu nu-l fac, de ce? Nu mă ajută, nu-mi bagă niciun ban în buzunar. De spiritual nu mă ajută lucrul acesta. Eu nu mă opresc doar la lucrurile pe care poliția nu mă lasă să le fac, ci eu mă opresc la lucrurile care nu-mi sunt de folos. Eu am minte și mi-o folosesc și mă întreb așa, Luigi, lucrul acesta ți este de vreun folos? Nu, atunci nu-l fac. Dar l-a ți-a îngăduit. Știu că mi-a îngăduit, dar eu singur nu mi-l permit că nu mi-e de folos. Ce gândire duhovnicească. Asta învață Pavel pe greci. Nu aștepta să vină păstorul după tine și să hei, iar ai făcut lucrul ăla. Trebuie să punem 600 de păstori aici. Conștiința mea pune următoarea întrebare. Lucrul acesta mi-este de folos spiritual? Cresc eu spiritual? Nu, nu-l fac. Pentru că singurul lucru pe care l-am în vedere este să devină asemenea lui Iisus Hristos. Păi mulți dintre noi vor să devină asemenea lui Michael Jackson. N-ați văzut că părul și-l fac ca ei? Sau ca el? Ca el își fac ciufu, ca el își se îmbracă, să nu intru în amănunte. Al doilea lucru este examenul autorității spirituale. Pavel spune, toate lucrurile le poți face, dar ai grijă că multe lucruri pe care le faci pun stăpânire pe tine, se creează automatism comportamental, adică îți devine obicei și nu te mai poți lăsa de el. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu trebuie să mă așez sub autoritatea și sub influența lor. Eu trebuie să fiu stăpânul lor, nu ele să mă stăpânească pe mine. Cine este stăpânul pentru un fumător? Țigarea sau fumătorul? Țigarea. Cine este stăpânul pentru un bețiv? Alcoolul sau bețivul? Alcoolul. Cine este stăpânul pentru un dependent de nu mai știu ce formă de păcat? Păcătosul sau forma de păcat? Forma de păcat. Cum a ajuns la această robie spirituală? Știți cum? Când eram în clasa 8-a, în zona în care eu m-am născut, nu exista nicio soi de biserică și nicio formă de evanghelie. Și colegul meu care era mai mare era un băiat foarte puternic, și eu eram frapat de băieții puternici pentru că eu eram în partea cealaltă, ăsta fuma. Țin minte și acum de parcă ar fi fost ieri. Fuma țigări aroma. Și într-o zi mi-a dat și mie una. Am tușit, cred că până seara.
Dar a doua zi mai mi-a dat una. Și a treia zi mai mi-a dat una și a patra zi, nu știu de unde am făcut rost de bani și mi-am cumpărat un pachet. Și ăla a fost primul pachet și au urmat zeci și sute de pachete. Știți ce s-a întâmplat în scurt timp? Robie. Când am început să tușesc, am spus eu nu mai fumez. Să crezi tu, Luigi, că nu mai fumezi. Acum nu eu hotăram dacă fumez sau nu, ci aroma hotăra. Imediat după ce mâncam și seara înainte să mă culc, era drog. Nu se putea fără. Aș fi vrut să nu mai, dar eram rob acum. Cum am ajuns să fiu rob? Am intrat în prietenie cu el. O dată, drăguțu, de două ori, drăguțu, o dată de poftă, de două ori de curiozitate și dintr-o dată a început să mă înfășoare. Mai leagă-l o dată, mai fă un not, fă repede, până m-am înfășurat de sus până jos. Acum dezleagă-te! Nu mai pot să mă dezleg. Autoritatea spirituală a trecut de la mine, stăpânul, la lucruri și am devenit un om stăpânit, un om robit, un om obsedat. Dacă ni s-ar deschide ochii acum, nu ne e de niciun folos, de aia nu ni se deschide, dar dacă ni s-ar deschide ochii să vedem câți oameni sunt robiți aici, de tot felul de pofte, de tot felul de păcate și nu știe nimeni, nu chiar nimeni. Trebuie să verificăm toate acțiunile noastre și să răspundem la următoarea întrebare. Lucru pe care îl fac, nu cumva pune stăpânire pe mine? Fiecare lucru pe care îl facem trebuie evaluat cu acest principiu. Lucrul acesta pune stăpânire pe mine sau eu voi putea în continuare să rămân stăpânitor? Adam a fost creat să fie stăpân. Biblia spune că Dumnezeu i-a zis, tu ești stăpân în Eden, tu vei stăpâni peste toate lucrurile. Nu trece mult timp, mănâncă din fruct și în loc de stăpân devine stăpânit. Și Dumnezeu îi spune, afară Adame. Doamne, dar din administrator devin emigrant? Da, afară Adame. Crima, minciuna, furtul și toate formele de păcat devin obsesii, automatisme comportamentale. Lasă-te de el dacă poți, nu mai poți. De ce? Pentru că a devenit obicei. Banii sunt un bun slujitor, dar un rău stăpân. De aceea oamenii care au mulți bani trebuie să aibă mult timp de rugăciune, pentru ca ei să rămână stăpâni ai banilor, nu să devină stăpâniți de bani. Foarte mulți oameni sunt stăpâniți de bani. Nu toți oamenii care au bani sunt stăpâniți de bani. Poți să ai bani și să fii stăpânul lor. Cu o minte luminată de Duhul Sfânt, îți scoți punga și zici așa, cât sunt ai mei? Atât. Cât sunt ai Domnului? Restul. Așa, da. Dar când ai tăi sunt toți și ai Domnului este praful de pe pungă, întreb eu, care-i stăpânul? Banul? Cunoștința. Cunoștința e bună, dar nu e așa că ea poate să îngânfe? Când îngânfă? Atunci când devine stăpân. Numai Hristos are dreptul să devină stăpânul nostru. Orice lucru care se așează între mine și Hristos este dușmanul meu de moarte. Indiferent că e soția mea, părinții mei, iubitul meu, meseria mea, mașina mea, profesia mea, cetățenia americană, orice se pune între mine și salvatorul meu devine un idol și devine dușmanul meu de moarte. Acesta îmi va pune cruce înainte să intru în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că eu nu-mi dau seama că un lucru rău pe care îl fac o dată, de două, de trei ori, mai vinovat decât simplu fapt că îl fac, este faptul că el va deveni stăpânul meu. Pentru că devine obiceiul meu, devine stăpânul meu și eu devin robit. Fumează de 10 ori și vei deveni fumător. Fă de 10 ori aceeași prostie, de 30 de ori, spune psihologia, și vei deveni robit de aia. Nu te mai poți lăsa. Examenul influenței sociale. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Ce spune Pavel aici este următorul lucru. Atunci când tu îți permiți un lucru, ce lucru? Să zicem că la jumătatea programului te ridici și pleci acasă. Și nu o faci că te doare stomacul, ci o faci din obicei. Te vede o biserică întreagă, te întreb eu, zidești biserica cu ceea ce faci? Uite ce spune Pavel, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu zidesc. 1000 de oameni se potignesc și se enervează. Al cui fiu ești? Pe cine slujești?
Aude biserica că mai tragi cât o dușcă, că la tine-i voie. Ce spun copiii ăștia de pe care cărora le predicăm despre neprihănire? Cât de mult îi zidește? Deloc nu îi zidește. Te văd copiii ăștia îmbrăcat, cine știe cum, dă-mi este și jenă să explic. Cât de mult îi zidește? Nu îi zidește deloc. Te aude țipând pe holuri ca pe un om care nu pocăință, nici măcar minte de om n-ai. Te întreb eu, cât de mult e zidită Sfânta Biserica lui Iisus Hristos? Foarte zidită. Păi 1000 și ceva de oameni vin ca să se ispitească într-unul ca tine? Și spui că tu ai libertate? Păi ai libertate, pentru că mintea cu care spui ce spui. O, Doamne, o, Doamne. Pavel se duce acolo la ei acasă și le spune următorul lucru. Toate lucrurile vă sunt îngăduite, tot ce este sub soare. Numai în situația în care, 1, nu pune stăpânire pe voi. 2, nu e pricină de potignire pentru fratele tău. Și 3, îți folosește spiritual, adică devii mai pocăit, mai sfânt, mai neprihănit. Te rogi mai mult. Eu te las să te uiți cât vrei la televizor, dacă după ce te oprești din uitat la televizor, la toate murdăriile acestei lumi, după aceea ai 2 ore de rugăciune. Eu te asigur că nu te poți ruga 2 minute, că în minte numai imaginile alea le vezi. Ce Hristos, ce rugăciune! Nu vreau neapărat să iau un băț în mână și să lovesc în televizor ca și cum ar fi cel mai mare păcat sau mare păcat. Vreau să spun doar următorul lucru. În momentul în care te atingi de lucrurile acestei lumi, ele sunt lipicioase și sunt cuiul pe pelea. Se lipesc de tine și nu mai scap de ele. O viață de om te chinui să renunți la obiceiurile pe care ți le-ai format din întâmplare. Singur îți faci rău. Obiceiurile acestea nu te zidesc. Crezi că te zidește că nu vii duminica dimineața la biserică? Da, de unde? Crezi că zidește biserica Domnului că te vede comportându-te nu știu cum, om care ai 20, 30, 50 de ani de pocăință? Așa face un om după 50 de ani de pocăință? Dacă ar avea copilașul acela puterea să vină la microfon și să spună ce gândește despre un astfel de individ, cât de zidit este el despre un astfel de comportament. Și Pavel intră într-o astfel de biserică, pune mâna pe nuielușă și spune, fraților, terminați-vă cu fluturarea la libertatea asta, că vă faceți de cap cum vreți în biserica lui Dumnezeu și spuneți, păi eu sunt liber. Tu ești liber, dar pentru neprihănire. Tu ești liber, dar pentru Iisus Hristos. Tu ești liber, dar pentru pocăință. Tu ești liber, dar pentru slujire. Tu ești liber, dar pentru Dumnezeu și pentru cer. Și nu face decât lucrurile care te zidesc pe tine și pe oamenii din jurul tău. Și nu face decât lucrurile care sunt ție de folos, care te cresc, care te fac mai bun, mai sfânt, care te apropie de Dumnezeu, care te sensibilizează. În seara aceasta vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu. Am încercat să comprim subiectul acesta și să-l prezint în timpul în care l-am avut la dispoziție. Însă este suficient ca acum să stăm înaintea lui Dumnezeu cu conștiința noastră. Sunt printre noi oameni care și-au permis lucruri vinovate și și-au întocmit în mintea lor tot felul de explicații. Eu am dreptul pentru că. Ia toate libertățile acestea pe care ți le-ai dat singur și supune-le la cele 3 examene. Te zidesc pe tine și pe oamenii din jurul tău sau toți cred despre tine că ești un om firesc? Și nimeni nu vrea să aibă părtășie cu tine, pentru că numai lucruri rele învață din părtășia cu tine. 2. Îți este de vreun folos pentru omul din lăuntru? Devii mai pocăit, mai sfânt, mai integru, mai cinstit, mai moral, mai apărător al Evangheliei, mai apologet al teologiei creștine? Haideți să stăm înaintea Domnului. Pentru că toată predica mea e o filozofie curată dacă ascultătorii nu au pocăința și sinceritatea necesară să o aplice. Dacă nu vei avea puterea să o aplici, tot ceea ce câștigi este un pic de cunoștință, dar asta nu te salvează nici de cum. Vei fi un pic mai deștept, dar la fel de nepocăit. Iartă-mă îndrăzneala și modul direct. O fac doar pentru că te iubesc și pentru că știu că nu vei trăi veșnic. Mircea Pruneanu dintr-o dată s-a trezit cu o durere în spate și când a ajuns la doctor, doctorul i-a spus, nu te-a durut până acum, nu, îmi pare rău, ai cancer de gradul 4. S-a rugat o lume întreagă pentru el.
Cel mai mare dintre copiii lui, 21 de ani, a spus așa: Doamne, eu n-am fost niciodată în România, dar uite ce fac. Împrumut bani și mă duc în România și știu că tu vei ține cont de jertfa mea. Când mă întorc acasă, tata va fi vindecat. În România a primit un telefon: taică-tu este mort, întoarce-te repede să fii la mormântarea lui. 47 de ani, un om care tocmai își remodelase casa. În urma lui sunt un șir de 6 copilași, care ieri aveau ochii plini de lacrimi și mintea plină de întrebări. O femeie văduvă: tu cine crezi că ești să te ocolească lucrurile astea pe tine? Omule drag, este normal să-ți spun aceste lucruri. Eu nu te subapreciez, eu te iubesc. Îți spun aceste lucruri nu să te supăr, nu să-ți stric săptămâna, ci pentru că tu trebuie să te pocăiești. Viața ta e ca un nabur. Tu ai nevoie să intri în împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta nu-ți mai permite o libertate vinovată pe care ți-o întocmești singur ca să scadă bine în firea pământească. Stai în seara aceasta înaintea Domnului și evaluează-te așa cum spuneam mai devreme. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Ne aplecăm fețele în fața lui Dumnezeu, ne deschidem inima. Dar a doua zi mai mi-a dat una. Și a treia zi mai mi-a dat una și a patra zi, nu știu de unde am făcut rost de bani și mi-am cumpărat un pachet. Și ăla a fost primul pachet și au urmat zeci și sute de pachete. Știți ce s-a întâmplat în scurt timp? Robie. Când am început să tușesc, am spus: eu nu mai fumez. Să crezi tu, Luigi, că nu mai fumezi. Acum nu eu hotăram dacă fumez sau nu, ci aroma hotăra. Imediat după ce mâncam și seara înainte să mă culc, era drog. Nu se putea fără. Aș fi vrut să nu mai, dar eram rob acum. Cum am ajuns să fiu rob? Am intrat în prietenie cu el. O dată, drăguțu, de două ori, drăguțu, o dată de poftă, de două ori de curiozitate și dintr-o dată a început să mă înfășoare. Mai leagă-l o dată, mai fă un not, fă repede, fă repede, fă repede, fă repede, 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 repede. Până m-am înfășurat de sus până jos. Acum dezleagă-te! Dezleagă-te! Nu mai pot să mă dezleg. Autoritatea spirituală a trecut de la mine, stăpânul, la lucruri și am devenit un om stăpânit, un om robit, un om obsedat. Dacă ni s-ar deschide ochii acum, nu ne e de niciun folos, de aia nu ni se deschide, dar dacă ni s-ar deschide ochii să vedem câți oameni sunt robiți aici, de tot felul de pofte, de tot felul de păcate și nu știe nimeni, nu chiar nimeni. Trebuie să verificăm toate acțiunile noastre și să răspundem la următoarea întrebare. Lucru pe care îl fac, nu cumva pune stăpânire pe mine? Fiecare lucru pe care îl facem trebuie evaluat cu acest principiu. Lucrul acesta pune stăpânire pe mine sau eu voi putea în continuare să rămân stăpânitor? Adam a fost creat să fie stăpân. Biblia spune că Dumnezeu i-a zis: tu ești stăpân în Eden. Tu vei stăpâni peste toate lucrurile. Nu trece mult timp, mănâncă din fruct și în loc de stăpân devine stăpânit. Și Dumnezeu îi spune: afară, Adame. Doamne, dar din administrator devin emigrant? Da, afară, Adame. Crima, minciuna, furtul și toate formele de păcat devin obsesii, automatisme comportamentale. Lasă-te de el dacă poți. Nu mai poți. De ce? Pentru că a devenit obicei. Banii sunt un bun slujitor, dar un rău stăpân. De aceea, oamenii care au mulți bani trebuie să aibă mult timp de rugăciune pentru ca ei să rămână stăpâni ai banilor, nu să devină stăpâniți de bani. Foarte mulți oameni sunt stăpâniți de bani. Nu toți oamenii care au bani sunt stăpâniți de bani. Poți să ai bani și să fii stăpânul lor. Cu o minte luminată de Duhul Sfânt, îți scoți punga și zici așa: cât sunt ai mei? Atât. Cât sunt ai Domnului? Restul. Așa, da. Dar când ai tăi sunt toți și ai Domnului este praful de pe pungă, întreb eu, care-i stăpânul? Banul? Cunoștința. Cunoștința e bună, dar nu e așa că ea poate să îngânfe? Când îngânfă? Atunci când devine stăpân. Numai Hristos are dreptul să devină stăpânul nostru. Orice lucru care se așează între mine și Hristos este dușmanul meu de moarte. Indiferent că e soția mea, părinții mei, iubitul meu, meseria mea, mașina mea, profesia mea, cetățenia americană, orice se pune între mine și salvatorul meu
devine un idol și devine dușmanul meu de moarte. Acesta îmi va pune cruce înainte să intru în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că eu nu-mi dau seama că un lucru rău pe care îl fac o dată, de două, de trei ori, mai vinovat decât simplu fapt că îl fac, este faptul că el va deveni stăpânul meu. Pentru că devine obiceiul meu, devine stăpânul meu și eu devin robit. Fumează de 10 ori și vei deveni fumător. Fă de 10 ori aceeași prostie, de 30 de ori, spune psihologia, și vei deveni robit de aia. Nu te mai poți lăsa. Examenul influenței sociale. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Ce spune Pavel aici este următorul lucru. Atunci când tu îți permiți un lucru, ce lucru? Să zicem că la jumătatea programului te ridici și pleci acasă. Și nu o faci că te doare stomacul, ci o faci din obicei. Te vede o biserică întreagă, te întreb eu, zidești biserica cu ceea ce faci? Uite ce spune Pavel, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu zidesc. 1000 de oameni se potignesc și se enervează. Al cui fiu ești? Pe cine slujești? Aude biserica că mai tragi cât o dușcă, că la tine-i voie. Ce spun copiii ăștia de pe care cărora le predicăm despre neprihănire? Cât de mult îi zidește? Deloc nu îi zidește. Te văd copiii ăștia îmbrăcat, cine știe cum, dă-mi este și jenă să explic. Cât de mult îi zidește? Nu îi zidește deloc. Te aude țipând pe holuri ca pe un om care nu pocăință, nici măcar minte de om n-ai. Te întreb eu, cât de mult e zidită Sfânta Biserica lui Iisus Hristos? Foarte zidită. Păi 1000 și ceva de oameni vin ca să se ispitească într-unul ca tine? Și spui că tu ai libertate? Păi ai libertate pentru că mintea cu care spui ce spui. Oh, Doamne. Pavel se duce acolo la ei acasă și le spune următorul lucru. Toate lucrurile vă sunt îngăduite, tot ce este sub soare, numai în situația în care, 1, nu pune stăpânire pe voi, 2, nu e pricină de potignire pentru fratele tău, și 3, îți folosește spiritual, adică devii mai pocăit, mai sfânt, mai neprihănit, te rogi mai mult. Eu te las să te uiți cât vrei la televizor, dacă după ce te oprești din uitat la televizor, la toate murdăriile acestei lumi, după aceea ai 2 ore de rugăciune. Eu te asigur că nu te poți ruga 2 minute, că în minte numai imaginile alea le vezi. Ce Hristos, ce rugăciune! Nu vreau neapărat să iau un băț în mână și să lovesc în televizor ca și cum ar fi cel mai mare păcat sau mare păcat. Vreau să spun doar următorul lucru. În momentul în care te atingi de lucrurile acestei lumi, ele sunt lipicioase și sunt cuiul lui pepelea. Se lipesc de tine și nu mai scap de ele. O viață de om te chinui să renunți la obiceiurile pe care ți le-ai format din întâmplare. Singur îți faci rău. Obiceiurile acestea nu te zidesc. Crezi că te zidește că nu vii duminica dimineața la biserică? Da, de unde? Crezi că zidește biserica Domnului că te vede comportându-te nu știu cum, om care ai 20, 30, 50 de ani de pocăință? Așa face un om după 50 de ani de pocăință? Dacă ar avea copilașul acela puterea să vină la microfon și să spună ce gândește despre un astfel de individ, cât de zidit este el despre un astfel de comportament. Și Pavel intră într-o astfel de biserică, pune mâna pe nuielușă și spune, fraților, terminați-vă cu fluturarea la libertatea asta, că vă faceți de cap cum vreți în biserica lui Dumnezeu și spuneți, păi eu sunt liber. Tu ești liber, dar pentru neprihănire. Tu ești liber, dar pentru Iisus Hristos. Tu ești liber, dar pentru pocăință. Tu ești liber, dar pentru slujire. Tu ești liber, dar pentru Dumnezeu și pentru cer. Și nu face decât lucrurile care te zidesc pe tine și pe oamenii din jurul tău. Și nu face decât lucrurile care sunt ție de folos, care te cresc, care te fac mai bun, mai sfânt, care te apropie de Dumnezeu, care te sensibilizează. În seara aceasta vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu. Am încercat să comprim subiectul acesta și să-l prezint în timpul în care l-am avut la dispoziție. Însă este suficient ca acum să stăm înaintea lui Dumnezeu cu conștiința noastră. Sunt printre noi oameni care și-au permis lucruri vinovate și și-au întocmit în mintea lor tot felul de explicații
Eu am dreptul pentru că. Ia toate libertățile acestea pe care ți le-ai dat singur și supune-le la cele trei examene. Te zidesc pe tine și pe oamenii din jurul tău sau toți cred despre tine că ești un om firesc? Și nimeni nu vrea să aibă părtășie cu tine, pentru că numai lucruri rele învață din părtășia cu tine. 2. Îți este de frunfolos pentru omul din lăuntru? Devii mai pocăit, mai sfânt, mai integru, mai cinstit, mai moral, mai apărător al Evangheliei, mai apologet al teologiei creștine? Haideți să stăm înaintea Domnului, pentru că toată predica mea e o filozofie curată, dacă ascultătorii nu au pocăința și sinceritatea necesară să o aplice. Dacă nu vei avea puterea să o aplici, tot ceea ce câștigi este un pic de cunoștință, dar asta nu te salvează nici de cum. Vei fi un pic mai deștept, dar la fel de nepocăit. Iartă-mă îndrăzneala și modul direct. O fac doar pentru că te iubesc și pentru că știu că nu vei trăi veșnic. Mircea Pruneanu dintr-o dată s-a trezit cu o durere în spate și când a ajuns la doctor, doctorul i-a spus: nu te-a durut până acum? Nu. Îmi pare rău, ai cancer de gradul 4. S-a rugat o lume întreagă pentru el. Cel mai mare dintre copiii lui, 21 de ani, a spus așa: Doamne, eu n-am fost niciodată în România, dar uite ce fac. Împrumut bani și mă duc în România și știu că tu vei ține cont de jertfa mea. Când mă întorc acasă, tata va fi vindecat. În România a primit un telefon: taică-tu este mort, întoarce-te repede să fii la mormântarea lui. 47 de ani, un om care tocmai își remodelase casa. În urma lui sunt un șir de 6 copilași, care ieri aveau ochii plini de lacrimi și mintea plină de întrebări. O femeie văduvă: tu cine crezi că ești să te ocolească lucrurile astea pe tine? Omule drag, este normal să-ți spun aceste lucruri. Eu nu te subapreciez, eu te iubesc. Îți spun aceste lucruri nu să te supăr, nu să-ți stric săptămâna, ci pentru că tu trebuie să te pocăiești. Viața ta e ca un nabur. Tu ai nevoie să intri în împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta nu-ți mai permite o libertate vinovată pe care ți-o întocmești singur ca să scadă bine în firea pământească. Stai în seara aceasta înaintea Domnului și evaluează-te așa cum spuneam mai devreme. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului. Ne aplecăm fețele în fața lui Dumnezeu, ne deschidem inima.